Bună ziua, domnilor și doamnelor consilieri! Desfășurăm ședința ordinară pe luna octombrie. Pentru început, supun spre aprobare procesul verbal. Cine este pentru? Eu vreau să-l contest un pic, dați-mi voie ca să... Deci, de prima dată trebuie să ne dați voie dacă avem făcut obiecții. Doar atât, vreau să-l contest în termenul cu 138 aneatul 15 din ordonanța de urgență 15, sau mai bine zis 57 din 2019 cod administrativ. În sensul că la ședința trecută, doamna secretară, am făcut o precizare expresă și nu s-a trecut un proces verbal de ședință, în sensul cu atunci cu inventarul comunic când am votat împotrivă. Am făcut o precizare expresă, dumneavoastră a spus că ați notat. Probabil, da. Și vă rog să menționați în procesul verbal de astăzi că am făcut această contestație și să completați procesul verbal. Atât. Alte discuții? Supunem spre aprobare procesul verbal ședinței de mâna trecută. Cine este pentru? Împotrivă, mulțumim. Trecem la ordinea de zi, dăm cuvântul domnul primar pentru a prezenta ordinea. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 176 din 23.10.2019. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Comunei Bârsănești Bacău, data de 30 octombrie 2019, la sediul primăriei Comunei Bârsănești. Proiectul ordinii de zi este următorul. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetul local al Comunei Bârsănești sub Bacău. Punctul 1.2. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere publică gratuit prin hotărâre a Guvernului a unui segment din drumul forestier de 206 albene, a podului construit de acesta și a suprafeței de teren aferente acestuia, precum și a drumului de 208, ficirea mugărăriei, și a terenului aferent acestuia, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Lung Silva, în domeniul public al Comunei Bârsănești de sub Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de încheierea unui act autentic notarial de schimb de terenuri formulată de parohia Adormirea Maicii Domnului din satul Brădești, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și atribuțiilor echipei mobile pentru intervenție de urgență la cazurile de violență domestică la nivelul UAD Bârsănești, județul Bacău. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorii și aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, județul Bacău, prin stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice și a funcției publice specifice de secretar general al Comunei Bârsănești. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere pentru utilaje cu doi escalator și tractor cu remorcă aflate în patrimoniul Comunei Bârsănești sub Bacău. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al treilea anul 2019. Punctul numărul 9. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndemână de către secretarul Comunii și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc! Discuție? Nu se discută proiectul, doar dacă se adaugă puncte sau se scot, atât. Da. Doar se supune la vot. Deci, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotrivă. Dăm cuvântul lui domn primar pentru a prezenta primul. Proiect de hotărâre pentru aprobarea anulării accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetul local al Comunei Bârsănești. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul numărul 1. Se aprobă anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetul local al Comunei Bârsănești. Articolul 2. Se aprobă procedura de acordare anulării accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetul local al Comunei Bârsănești, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul numărul 3.
Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Autoritatea Executivă a Comunii prin compartimentul conta de colectare impozite și taxe locale și va fi comunicată primarului compartimentul colectare impozite și taxe locale instituției prefectului de Bacău și va fi publicată prin aplicare în condițiile legii. Haideți să vorbim părâni. Dacă am de pe scaun, sau mă secretară, nu am prins ideea.
bine și celălalt e inevitat după mine. Da. În public fie regul cu toate. Da. Da. Spune la urmă cine este pentru, împotriva, abțineri, mulțumesc, în unanimitate, trecem la punctul 3 al ordinii. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării de încheiere a unui act autentic notarial de schimb de terenuri, formulată de parohia Armirea Maicii Domnului din satul Vărtești, Comuna Vârsănești, Vețul Bacău și adresată Ovatei Vârsănești. Primarul Comunei Vârsănești propune articolul 1, se aprobă solicitarea de încheierea unui act autentic notarial de schimb de terenuri între parohia Adormirea Maicii Domnului din satul Brătești, Comuna Vârsănești și UAT Vârsănești, având ca obiect suprafața de 4.800 de metri pătrați parte din domeniul privat al comunei, respectiv din trupul de exlaz comunal Cavaliote, în vederea extinderii cimitirului parohial. Respectiva suprafață este situată în imediată vecinitatea terenului bisericii și are numărul cadastral 61.338. Parohia va ceda către UAT Vârsănești la schimb o suprafață echivalentă din islazul bisericii cuprins în contractul de vânzare și cumpărare autentificat sub numărul de 210 din 18.02.2011. Această suprafață va fi introdusă în tabelul suprafețelor parte din islazul comunal al UAT Vârsănești prin modificarea ulterioară a anexei la ordinul prefectului județul Bacău numărul 99 din 704-2009. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul Camera Agricolă și va fi comunicată primarului parohiei Adormirea Maicii Domnului din satul Brătești, Comuna Vârsănești de Subacău, precum și instituției prefectului de Subacău și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Mulțumesc! Discuție? Exact, ăla a fost domnul primar de cumpărare de oameni, era Brătești. Da. Și păi, noi am avut izlaz comunal în partea asta. Așa. Și facem un schimb. Parohia vrea să extindă cimitirul, da. Acolo unde se face extinderea, este izlaz comunal. Haideți că îi dau eu o lămurire, domnul Georgescu. Da, domnul Georgescu, așa este. Deci izlazul denumit Cavaliote a fost cumpărat de cetățenii comuni care l-a dat la administrarea bisericii. A satului Brătești. A fost dat în administrarea parohiei Brătești. Acum, parohia având nevoie de extinderea cimitirului din sat, automat are nevoie de teren. Îl luăm de la UAT Vârsănești, care este tot lângă, adică izlazul care se află lângă cimitir, și dăm, cum se spune, pe dealul mare acolo, acolo e izlazul care o să dea cetățenii satului Brătești cota care e stabilită prin contractul ăsta de schimb, pentru cât trebuie la cimitir. Am înțeles. Dar, din câte cunosc și eu, nu știu dacă există alt act încheiat, act al juridic încheiat între cetățenii satului Brătești și biserică. Nu cunosc dacă există un asemenea act de vânzare-cumpărare, dar eu știu că cetățenii de la noi din sat au cumpărat ei. Da. Și l-au dat spre administrare bisericii, mă rog, în anumite scopuri, care rămâne sunat. Fiecare să vă interesați pentru ce scopuri, puteți să le aflați ulterior. Pentru satul Brătești, are norocul că terenul, izlazul primăriei, vecin. Vecin. Și se poate extinde și ca să nu ai vecin pentru cât mai mare. Așa că dacă fiți ce să vă mulțumesc. Am întâmplat treaba asta. Așa ce vă vă intimăm, acum s-a operat urpă, cum e de la struguri boască, cum se zice. Descovim. Da, trebuie un pic păreat. Cine va mai duce? Dar ce îmi faci să duc eu cazan? Uite, de aceea ce l-are cazan. Îmi faci o tură aici. Dar poți să încărcăm un pic. Gata, lasă, hai să le-ați spus. Haideți să nu dăm la... N-are vreo să... Nu mai să dăm la... Ăsta sunt un pic păreat. Hai să nu dăm la diverse. Să nu dăm la diverse. Da. Supunem la vot punctul 3 al ordinii. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri și mulțumim unanimitate, dar cuvântul la primar pentru punctul 4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea componentei și atribuțiilor echipei mobile pentru de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul UAT Vârsănești. Primarul Comunei Vârsănești propune. Articolul 1. Se stabilește componența echipei mobile pentru intervenție de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul UAT Vârsănești, după cum urmează. Gabriel Urgheta, coordonator în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială,
comunală va avea la dispoziție în permanență un autoturism în dotarea OATB-SNN, respectiv Bacău 29G1, pentru intervențiile de urgență. Echipa mobilă nominalizează la articolul, la alineatul 1, nominalizată la alineatul 1, are următoarele atribuții. Verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național 112. Realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale pe baza fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victime violenței domestice. Acordă informații și consiliere victimelor violenței domestice, sprijină victimele violenței domestice prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităților de sub Bacău, adecvate nevoile acestora. Informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de care acestea poate beneficia din partea instituțiilor competente, ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție protecție, formularea unei plângeri prealabile, eliminarea unui certificat eliberare, unui certificat medico-legal, asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dezabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul de protecție și păstrează confidențialitatea asupra unității acestora. Colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică probleme medicale privind victimele sau copiii acestora. Realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat după caz acesta, putând constata în transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situația în care victima necesită îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apelul de urgență 112, sesizarea organului de urmărire penală, sesizarea organului de poliție pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vederea emiterii ordinului de protecție, orientarea către serviciul de protecție și asistență socială sau, după caz, către furnizori de servicii sociale acreditați în condiții legii în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului după caz pentru victime și, după caz, pentru agresori. Intervine în cazul de violență domestică la solicitarea organului de poliție atunci când, prin ordinul de protecție provizoriu, s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului de la domiciliu, iar acesta i s-a solicitat potrivit legii cazarea într-un centru rezidențial. Echipa mobilă se deplasează la fața locului în maxim 90 de minute de la momentul semnalării efectuate de către organele de poliție și asigură sprijinul necesar pentru orientarea și conducerea dentată a agresorului către centre rezidențiale gestionate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate administrate de către furnizorii publici sau privați de pe raza unității administrative teritoriale. Articolul 2. Prin grijă secretarului comunei, atribuțiile membrilor echipei mobile vor fi înscrise în fișele posturilor acestora. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul asistență socială și autoritate tutelară și va fi comunicată primarului, Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de sub Bacău, precum și instituției prefectului de sub Bacău și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Discuții. Doar atât vreau să fac o precizare. Am văzut în cuprinsul proiectului de hotărâre că timpul de reacție al acestei echipe de intervenție este de 90 de minute. Din punctul meu de vedere este puțin cam mare acest timp de reacție, în sensul că sunt destule riscuri în cazul în care se semnalează o problemă în sensul ăsta. Ceea ce observ și acolo, am lecturat și o proiectul de hotărâre și ați terminat în domnul primar, ei trebuie să acționeze împreună cu organele de poliție națională, că ei au competențe, probabil, mai multe decât poliția locală de la noi. Adică care este angajată la primării sau ar trebui să fie. Problema este că poliția națională are un alt timp de reacție pentru a interveni în situații asemănătoare.
Eu zic, din punctul meu de vedere, că și cei de la, din această echipă de intervenții să aibă un timp de reacție mai scurt. Dar să ai maximul... Dar nu trebuie să mergem pe maxim. Am preluat exact din lege și atunci, bineînțeles că interesul tuturor este să se miște cât mai repede. Pe mass media avem o grămadă de cazuri. Ați văzut și dumneavoastră, toți sunt o grămadă de cazuri. Sunt situații care nu pot fi amânate. Nu departe ca nas, nu mai așa este și cazul Caraca și multe alte cazuri. Deci trebuie intervenit imediat când se semnalează un asemenea risc. Da, noi mergem pe la Dunăre că în momentul când apare riscul, noi nu intervenim. Noi după ce să te împrinși, poliția își face datoria dacă e violență. Da? Nu se poate, poliția își face poate să intra în momentul când știți cum e, nu avem voie. Știu. Nu se poate interveni separat, pentru că mai mult decât atât nu au competențe de intervenții cum are poliția. Eu din punct de asta am spus, din punctul meu de vedere, trebuie intervenit împreună, echipă mixtă, dacă vreți. Da, și trebuie luat în calcul faptul că persoanele care trebuie să acționeze nu stau pe bloc statul care trebuie să plecă. Poate acasă. Da. El e acasă, plecat în oraș, e plecat în care lucrează unul din ambele, deci... Nu am nimic împotrivă. Ar trebui un timp de reacții mult mai scurt. Atât. În rest. De exemplu, nu am nimic împotrivă. Un exemplu confident. Cursul. Deci când am sunat, niciunul nu era acasă. Eu eram în graș. Sau acolo este o altă problemă. Tot a durat. Asta vreau să mă refer. De ce să ne... Noi spunem 90. Poate interveni, poate 10 minute, sfert de oră, suntem la primărie, da. Suntem la altă parte. Dacă nu ne sincronizăm cu celelalte instituții, formăm din nou această echipă. O formăm ca să avem o echipă aici, sub aspectul că avem și noi echipă de intervenție, n-are sens. Dar, deci, ca să spun, echipa asta, dacă ați citit atent, nu fixat noi. Este prevăzut în lege. Este un caracter general, doamna secretară, și el poate fi adaptat în funcție de necesități. Normal, dar nu e. Și noi nu putem interveni, noi luăm măsurile imediat după ce se pune pe Facebook. Da, asta e atât. Eu atât am avut de spus. Dar alte discuții. Supuneți spre aprobare cine este pentru, împotriva națiune, unanimitate. Dăm cuvântul doamnă primar. Proiect de hotărâre pentru aprobare regulamentului de organizare și funcționare Consiliului Local Comunei Bârsănești de Sibasa. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1 se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local conform anexei care parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea Consiliului Local numărul 51 din 14.07.2016 aprobă. Articolul 3. Hotărârea se va comunica prevotrivit legii prin grijă secretarul comunii, secretar general al Comunei Bârsănești, persoanelor și autorităților interesate și va fi publicat prin afișare în condițiile legii. Discuții. Eu am discuții, mă scriu. Altcineva? Să mai scrie cineva? O să mai apără probabil. Da. Deci, domnule primar, am făcut o listă de amendamente la hotărârea privind regulamentul așa, încât după ce l-am lecturat în totalitate, am observat câteva articole care totuși nu se aliniază cu legea cadru, ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019. Spun acest lucru întrucât ne privește pe noi direct, consilierii locali și nu alte instituții. Și o să încep, dacă îmi permiteți, într-un capăt, așa cum este. Și mi-am făcut așa, deci, aș cere, dar totodată aș dori, dacă sunteți și doamna secretară și cu toți, să dezbatem împreună și să ajungem la o concluzie sau o chestiune care îmbracă o formă legală. Deci nu ca să o facem așa numai. Am observat acum, nu vreau să jignesc cât de unesc. Am văzut că este preluat de la OAT Berzunți. Am văzut. Făcut pe toate. Am văzut că a fost preluat de acolo. S-a strecurat niște greșeli, doamna secretară. Bun. Încep cu articolul 10, doamna secretar sau domnilor colegi consilieri, că v-am zis, ne privește pe noi consilierii direct. Ne privește acest regulament și nu... Și încep cu articolul 10, unde spune așa, alegerea președintului de ședință. La aliniatul 2, alegerea președintului de ședință se face prin hotărârea Consiliului Local adoptată prin vot deschis cu majoritate absolută. Ne-a scris dumneavoastră în...
în acest regulament. În lege, cam și în lege, am făcut completarea și cu legea, cu am aici, mă puțin dacă îmi dați voie. În lege spune, după declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, un președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, care conduce ședințele Consiliului și semnează hotărârea dotată de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, nu absolută. A, dar e vorba numai de ședința de constituire? Păi tot, pe altă alegere... Numai ședință care are caracter... Dați-mi voi, doamna secretară, numai puțin. Haideți ca să discutăm de asta, dar dacă mă întrerupe, nu pot. Nu avem o altă prevedere legală a alegerea unui președinte de ședință în această lege. Nu există o altă prevedere legală cum să alegem președinte. Decât a președintelui când se constituie Consiliul Local. Deci când se constituie, decanul de vârstă este ales... Doamna secretară, revin. Dar stați, dar nu, dar discutăm chestiuni. Dar nu, dar discutăm chestiuni care nu au legătură. Nu, odată ce s-a constituit Consiliul Local. Și să merge mai departe. Deci, de asta merge pe 3 luni, dar nu l-am spus. În iulie, în următoarea ședință, abia atunci are loc alegerea prin hotărâre de Consiliul Local a președintelui de ședință care va ține președinția pentru 3 luni consecutive. Și de acolo se alege în continuare din 3 în 3 luni un alt președinte. Da, dar aici e vorba de nu, stați un pic, vedeți dumneavoastră, nici nu ați așteptat să vă spun. Nu se alege prin majoritate absolută, când majoritatea absolută, eu trebuie să am jumătate plus unul din toți membrii Consiliului Local, din colegiu. Ori, majoritatea simplă este dintre jumătate plus unul de la o ședință câți consilieri sunt. Azi nu-l avem pe domnul coleg Ani. Noi putem vota astăzi cu această majoritate simplă jumătate plus unul, fără să-l mai avem pe el la număr, ca zborul. Deci la majoritate. Am înțeles. Deci am nu înțeles. Se votează președintele de ședință cu majoritate absolută, în lege spune, cu majoritate simplă se votează președintele. Da. Nu cu majoritate absolută. Am înțeles. Deci ce modificare acestui articol? Am înțeles. Așa. În continuare am trecut... V-am zis că o să discutăm mai pe larg, dacă și cer un pic de răbdare și din partea colegilor. La articolul 136, la alineatul 3, este vorba despre cetățenii comuni care pot asista la ședință. Dumneavoastră ați scris în regulamentul... Nu am fost simplu, permiteți-mi ca să pot să parcurs și eu până la articolul respectiv 36. A fost 136? 36, e alineatul 3. Prima dată. Citez. La ședințele Consiliului Local, pe lângă primar, consilierii locali, secretarul general, mai pot participa doar persoanele invitate. Această prevedere nu e prevăzută în lege. Doar persoanele invitate. Adică chemate. Cum? Chemate înseamnă invitate. Da, deci, invitate. Deci pot participa oricare dintre cetățeni. Să spun un pic să ajung și eu acolo. Deci articolul 36, alineatul 2 sau 3? 3, alineatul 3. Așa. Da. Deci, doar persoanele invitate de primar. Din contră, domnul primar nu are această obligație să invite persoane. Persoane pot participa liber, așa, și bineînțeles să continuă teza, în limita locului. Spuneți, sunt de acord. Dar pot asista persoane fără vreo invitație specială, așa cum prevede articolul 3 și următoarele. Articolul 4. Trebuie să depun o cerere. Uitați. În cazul în care ședințele nu pot fi urmărite pe internet, acum face trimitere la articolul 3. Persoana interesată de participare la ședința Consiliului Local depune o cerere adresată primarul ca să asiste la ședință. Nu mi se pare corect. Cum să depună cerere? Că accesul liber, o să citim, ajungem imediat la proiectele de hotărâri. De ce au caracter public, mi se spune. Caracterul public este, da, mi spune acolo principiile. Dacă pot participa și vă dau și articolul din lege, cum e prevăzut în lege. Deci pot participa și asista persoane doar care au domiciliu sau reședința pe rază luatului. Pot participa fără nicio invitație și fără nicio cerere adresată. Scrie în lege, vă pot citi. Din afară este altceva. Cei care au anumite probleme de rezolvat, dar
bani, ședințele de Consiliu Local, că banii o să ajungem și până acolo, bani sunt publice. Pentru cele care sunt secrete, este clar, nu participă nimeni, nici o persoană. Se desfășoară cu ușile închise. Și eu am cerut, nu știu, haideți să discutăm cu toții ca să fie treaba bună. Da, am înțeles. Na. Aici, în alineatul 4, eu am cerut așa, să se elimine teza a doua, să depună cerere. Nu este corect să depună cerere. Restul este bun, aliniatul, până la ceea ce privește litere A, B, C. Da, dar din punctul meu de vedere trebuie făcut un instructaj persoanei. Nu trebuie să, nu știu, să îi aducă pentru un răspuns, să-i spună să facă numai puțin. Deci, pot să facem un instructaj persoanelor care vor să asiste. Domnule, trebuie să aibă anumit conduit. Așa cum scrie la articolul 4, dar eliminând teza a doua, cu literele A, B, C. Sunt de acord. Dar trebuie eliminat aceea. Depune cerere. Pentru ce să depun? Nu știu. Dar mai e un problem. Vă rog. Să presupunem că numărul e nelimitat. Adică nelimitat în ce fel. Nu. Menținem asta. Păi cum? În limita locurilor disponibile. Cum? Cum îi selectați? De exemplu, te trezim în fața primăriei, nu trebuie să facem o serviție. Rând nelimitat. Păi cum? Știi de mușurile sunt de mare. Primul serviciu sau cum? Deci nu trebuie să facem o serviciu. Atâta, singurul lucru care noi putem să facem, să le permitem în limita locului. După cum se prezintă. După cum se prezintă. A, deci în funcție, cum ar se prezintă. În limita locului disponibil. Sunt de acord. Cei care nu încadre și o facem. De exemplu, la ora 4, în felul sfert, 40 de persoane la ușcare, bă, că dacă deci, nu va să deci, care e limita locului disponibil? Care e vedem, ușa și când s-o facă deci, nu trebuie să facem. Nu, a spus că trebuie să ajungem la un moment dat. Se poate face cum a spus și colegul. Putem să se organizăm în delegație, mai mulți delegații, care se fie prezint. Deci, asta trebuie să votăm acolo, ca să știm. Sunt prea mulți, prea mulți. Și nu mai simțim. La asta am vrut să dau. Putem solicita niște delegați, domnule, delegați, asociați-vă pe niște grupuri, desemnați o persoană care să vă reprezinte, evident, asta am vrut. Vreau să participăm cu toții, că în primul rând ne privește. Este activitatea consilierului, în primul rând. Deci, cererea care se pune o cerere este pentru comisii. Pentru a doua ședință se pune o cerere pentru comisii, se dezbată în comisii. Se pune cererea. Ajungem asta vreau. Deci, doamna secretar, eu aș cere să se... Eu aș cere să-mi dea cu cererea. Cererea bună de trecut și la comisii de specialitate. Exact, asta vreau. Da! Deci, mă gândesc că dacă vor să participe, sigur există un subiect pe care vor să-l dezbată în atenția Consiliului. Deci, doamna secretară, în mod corect, dacă există o problemă la nivel AUA, omul depune o sesizare, o petiție, ceva, hai să va repartiza, ori primării, ori noastră. Așa, asta e o altă problemă. Asta ține loc de cerere de acces. Sunt de acord cu asta, dar acestea se pot dezbate. De exemplu, ați văzut cum scrie și în lege. O petiție, o sesizare, se poate rezolva și de către o comisie. Da, bine. Se poate rezolva și de către o comisie. Nu neapărat că ăsta. Sau măcar un demers. Deci, nu neapărat că lumea asta. Eu zic, din punctul meu de vedere, ca să ne aflăm așa cât de cât acolo, cum scrie legea, din alineatul 3, eu zic că ar trebui abrogat să se mențină alineatul 4 fără teza asta 2, cu cerere adresată. Deci din alineatul 3, după părerea mea, urmăriți-mă puțin. Deci să rămână așa, la ședințele Consiliului Local, pe lângă primar, consilierii locali și secretarul general, pot participa și persoane invitate, deci fără doar. Doar este reprezentat. Fără persoane. Pot participa cetățenii din persoane interesate. Apertă, eu cred că mai departe se spune la capitolul caracter public al ședințelor că cetățenii pot participa. Păi da, dar așa aici, haideți ca să zicem așa, să deci, fără doar ăla care e invitat. Fără persoanele invitate, să spunem, deci, pot participa persoanele care au domiciliu sau reședință, așa, așa, în limita locurilor disponibile, cum spunea că este greșit. Dar se referă aici la persoane invitate. De exemplu, o invită pe doamna directoare. Păi, invită lui de familie. Deci la asta se referă. Nu neapărat la cetățenii din comun. Eu asta văd. Invităm nu. Șeful de post să prezinte. Aici se referă. E vorba de persoane care au caracter invitat. Și persoane care și-au mai există dorința de a participa. Deci trebuie făcută discuție.
distinție clară, doamnă da. Secretar. Aici deci spune la ședințele Consiliului Local. Aici se referă la toate ședințele Consiliului Local. Deci am urmărit că cuvântul doar trebuie să fie. Da. Pentru că e restrictiv. Am înțeles. Doar așa, da. A, așa. Și bineînțeles, în continuare și poate. În limita, pot participa și persoanele, nu doar. Și. Da, exact. Și. Da, da, da. Așa, așa. Mergem în continuare, până la finalul oară. Bun, să menținem așa. La articolul 4, la fel, va fi să se elimine. De, cu depunerea asta, cererii, o cerere adresată către primar. Ar trebui eliminată și asta. Nu o cerere, dar măcar un tabel trebuie să existe, domnul Miron. Da. Ce tabel să facem, doamne? Un tabel la, la intrare acolo. Măcar la informare, eu trebuie să informez Consiliul Local. Este în lege, spune, dreptul cetățenilor este neîngrădit. Păi da, trebuie să informeze. Stați un pic, domnul, dar dacă nu am o reglementare în legea de bază care să-mi spună ce și cum, nu pot adăuga eu de la mine în plus la lege. Doamna, ascultați-mă, sunt jurist de profesie. Deci nu se poate adăuga în plus la lege. Da. Nu trebuie să știm ce stă în picioare, primăria are box, aduce box, legea și-a vorbim la microfon și stau acolo și o mie. Nu-i problemă, deci nu-i vedem pe niciun. Câți vor să vină, să vină, când cap toți. Punem boxe și ce se vorbește sau nu știu așa. Nu putem restricționa accesul public. Dar nu-i restricționa. Da, nu sunt. Mai mult disciplină vorbim. Păi da, nu ai cum să depui cereri, doamne, ca să asigi. Nu cereri, eu n-am spus cereri. Dar și tabel, nu poți să faci un tabel, este la fel ca și o cerere. Când în lege spune clar, poate asista liber. Cum să fac? În funcție de numărul de sală. În funcție de numărul de sală. Trebuie notificat acolo, cum se va face în momentul când cetățenii să mai mult se credeți o persoană. Delegi pe cineva. Corect, asta scrie în da. Ca să delegi pe cineva. În cazul de pentru a doamna secretară să formulăm la alineatul 4, ca să ne facem instructajul prevăzut la litera A, B, C. Facem un instructaj înainte de ședință, persoanelor care vor să asiste, în conformitate cu literele A, B, C, care sunt prevăzute în alineatul ăsta. Pentru că, în realitate obiectivă, poate să vină cineva care poate să, care are intenția să ridice o problemă sau da. Nu. Poate nu, pur și simplu, vine sau să facă și să facă și să facă și să facă. Și atunci, nu are o motivație. Vrea să vadă și el. Da, vrea să vadă. Și atunci, cu instructajul respectiv, lucrurile eu trebuie să pun la anumite condiții. De ce nu vrea de ce? Eliminăm tot ce facem direct, adică o trimitere ca, domnul, ca să facă o cerere către domnul primar. Nu este corect. Bine, mai depune cerere. Nu mai depune cerere. Bun, am... Respectăm celelalte. Deci respectăm cu literele. Deci ar reformulăm. Reformulăm, scuzați-mă. Și folosim literele A, B, C, care sunt trecute din aliniat. A, am înțeles. Fără asta. Aici, la aliniatul 5, m-am uitat... Dar materialul informare verbală nu este greșit. Să anunțe, domnule, vrem mâine să participăm în ședința Consiliului, în vederea... Ajung imediat mai târziu domnul președinte și vă spun în felul următor. Conform articolului care îl citesc mai târziu, secretarul comunei are obligația să afișeze pe pagina de internet a comunei proiectul ordinei de zi, când se ține ședința și așa mai departe. Nu trebuie să ne ducem noi să aducem o informare cuiva. Se da. Face pe site-ul primăriei. Nu știți nimeni când trebuie să te duci la persoana acasă. Persoana de acasă... Cel care este interesat, consultă site-ul, domnul. Păi, îmi solicită, da. Consultă site-ul primăriei, nu mă duc eu și afișez. Spune altceva, dânsul. Spune că din toată persoanei care își exprimă dorința de a participa... Care dorește să facă la ședință, eu poate să sune cu o zi înainte, mâine doresc să participe la ședință pentru următorul motiv. Să trebuie să căutăm căsările 10. Oricând, dacă vrea să vină, vine. Dacă nu vrea să vină, nu vine. Păi da, dar tu îți iei măsuri și îți faci, pregătești un scaun aici. Vii atunci când se zice ședința, hai du-te și adu scaunul, că au venit două, trei persoane, hai, nu știu. Mai cumpărăm scaunul. Păi, nu mai sus, stau și picioare, nu ca aici deschidem. Să ne-a văd acolo și gata. Trebuie să restrictorești. Știți organizatorice, dar vezi că se leagă una de alta. Alineatul 5 trebuie abrogat pe implicit numai de aplicare, în condițiile astea. Da. Asta sunt de acord. Trebuie abrogat. Asta că nu mai este de aplicare. Și mai aveam aici să facă... Și uitați aici, mai trebuie făcută, doamna secretară, o precizare. Am notat aici, în alineatul 8, tot la acest articol, coborâți un pic mai la valet. Da, da, da.
articolul 55, aliniatul 3 din acest articol nu există trecut în regulament. Nu avem aliniatul 3. Duceți-vă la articolul 55. Ei, nu avem aliniatul 3. Deci, dacă, hai să citim un pic, ca să vedem despre ce vorbim. Deci dacă au fost cuprinse toate articolele din 2 sau cuprinse de la 3, ce nu trebuie să așa, deja deci, da, da, deci Iulina, mai ce să se citesc, dar nu avem articolul, aliniatul 3 de la articolul 55, nu-l avem. Ia uitați. Nu, e vorba lui, e vorba de votul de administrativ. Nici acolo, se face referire la miniștri, m-am uitat și acolo. Face trimitere la miniștri acolo. S-a secret acolo. Dar poate că se referă la caracterul ușile închise al cerințelor, cerințele secrete. Am să caut eu articolul. Deci, uitați, am în față. Nu avem decât aliniatul 1 și 2 la articolul 55. Dar, copii, mă să și notez ca să nu scape. Deci, 136 aliniatul 1. O să căutăm exact în codul administrativ. Nu 136, 36 aliniatul 1. Nu 136. 36 aliniatul 1. Așa. Deci articolul 55 există, nu este aliniatul 3. Am spus, nu există aliniatul 3. Și face aici, în aliniatul 8, la articolul 36, să faci o trimitere la acest aliniat. Probabil că e vorba de articolul 55, aliniatul 3 din cod. Nu există. Acolo face trimitere la miniștri. E cu totul altceva. E cu totul altceva. Bun. Trebuie eliminat această programă 55, aliniatul 3. Am înțeles. Nu se regăsește aici. Deci ar poate să fie care? Da, din eroare se poate recura greșelile. Doamne ferește, nu trebuie încălzionat, nu pot să zic acum sau s-a pus pe cineva. O altă problemă care privește în mod direct consilierii locali, aici e vorba despre amendamente care discutăm și chiar acum, este articolul 41, aliniatul 2. Și cel abrogare a aliniatelor 2 la 7, cel abrogare a lor. Și haideți să ne uităm la ele. 41. Articolul 41. Iar din punctul meu, la nu din văd, așa în lege scrie, aliniatele 2-7 aici, acum sunt trecute, trebuie să abrogate că eu le consider abuzive. Haideți să le citim. Ah, păi da, nu are cum să. Nu, dar eu le consider abuzive, nu că... Da, însă nu. Deci, despre ce este vorba, doamna secretară? Deci, amendamentele la proiectele de hotărâre trebuie să fie scris, așa scrie aici în regulamentul ăsta, înainte de a începe ședința cel târziu. De către orice consilier care dorește să facă un amendament la un proiect oarecare. Da. Nu este corect așa. În lege nu ne spune așa. Aceste lucruri care dumneavoastră... Nu trebuie să fie școala ședințe, mă gândeam. Păi, dar uitați cum discutăm astăzi. Eu dacă nu am depus asta, deci dacă nu am depus până la data, până la ora începerii ședinței, amendamentul scris, așa cum spuneți, da. Amendament scris, și bineînțeles mai bine celelalte amendamente, și cu acordul inițiatorului, este considerat nul amendamentul meu sau nu mai am voie să mai fac nimic. Păi știți că când am redactat... Nu am puțin. În condițiile în care nici un inițiator, haide să discutăm... M-am gândit că este un pic de paralelism între activitatea Parlamentului și felul care acționează Parlamentul mic. Vă dau o explicație și aici, vă pot da o explicație. Acest lucru se aplică, se poate aplica... Deci această prevedere se poate aplica comisiilor de specialitate după ce faci o ședință extraordinară ca să depună amendamentele și să exemplifice și să documenteze tot ce, ce proiecte urmează a se promova sau s-au respins și să le înainteze secretarul general, doar ședință sau comisii de specialitate când are spre lucru un proiect de hotărâre. Cum ne-ați dat mie atunci la Comisia Juridică, cu statul de funcții privind... Da, am înțeles. Deci, asta ar putea să îmbraci, acolo ar putea spre comisie, dar ca să ne adresăm individual unui consilier local care să facă un amendament scris înainte de ședință și nu în timpul ședinței, nu este legal, în lege nu prevede așa. Și vă citesc dacă vreți, și din lege. Dar mai des ca să citim. Nu mă pic. Deci, scrie aici amendamentele, se formulează în scris, se pot depune de către primarul comunei, nu, se pot depune așa, oricare dintre consilieri locali și un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Deci, nu, dar parcurgeți mai jos, parcurgeți mai jos, că dacă eu nu mi-am depus, eu dacă nu mi-am depus acesta, tot ce cer eu să se dezbată va fi respins. Deci citiți un pic mai jos, vă rog. Am înțeles. Deci, dar nu mi se pare democratic. Dar nu este legal. Uitați ce vă spune în lege. Haideți să vă citesc. Uitați.
Acum avem pe articolul 138, parcă am trecut eu acolo, 138 aliniatul 12 și 139, da? Merge pe 138 aliniatul 12. Și uitați ce spune. Din lege, da? Din lege, vorbesc. Asupra proiectelor de hotărât au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți, ceilalți inițiatori, prezenți la ședință. Spune clar, prezenți la ședință, în plen. Așa. Putând formula amendamente de fond sau de formă. Deci, ori aici dumneavoastră... Ori dumneavoastră aici ne limitați acest drept. Și cer aprobare de la aliniatul 2 la aliniatul 7 de consider că trebuie aprobare. Adică, practic, modul de lucru da, care s-a încetățenit deja în Consiliul Local, da. Să rămână așa cum este. Nu a fost clar. Să ne raportăm direct pe lege, că să știți că sunt unele modificări în lege. Sunt unele modificări în lege. Au rămas cele, au mai rămas câteva vechi, dar sunt și modificări noi, să știți, în lege. Uitați, la articolul 139, la aliniatul 2, același lucru. Dacă în urma dezbaterilor din ședința Consiliului Local se impun modificări de fond în conținutul proiectului hotărâre, la propunerea primarului, secretarului sau consilierului local și cu acordul majorității consilierului local prezenți, e clar, prezenți, președintele ședinței retransmite proiectul de hotărâre pentru a fi refăcut. Bun. Deci din punctul meu de vedere, dar scriu, am citit și în lege, aliniatul 2 la 7 trebuie să abrogate. De la 3 jos. Ia vedeți nu, de la, da, 2 rămâne. De la 3. Și 2. Se formulează, uitați, amendamentele se formulează în scris. Nu, amendamentele putem formula verbal în ședință. Nu în scris. Deci 2, 7 să fie abrogate. De la 3 și 7 inclusiv. Deci 2 inclusiv, 7 inclusiv trebuie să abrogate. Am înțeles. Ce-a mai trecut aici? Stai să ne stați să ne mamăm ce-a mai trecut aici. La articolul 46, la aliniatul 2 am trecut chiar ceva. Stai să vedem. Am scris aici cu obligativitatea comisiei. Stai că stai deja. 46, aliniatul 2. Odată cu transmiterea documentelor, asta e regulamentul vorbesc. Odată cu transmiterea documentelor către comisiei de specialitate, secretarul nu va preciza dacă este cazul. Și el să fie înlocuit acest, dacă este cazul, dar stați să continuăm. Termenul pentru depunerea avizului rapoartelor. De ce, de ce cauză? Pentru că la, mă duc cu trimitere la articolul 125, care spune că sunt comisia este obligată să facă avizul, nu dacă este cazul. Articolul 125, am trecut eu aici, da, comisii de specialitate. Dacă este cazul, să se precizeze termenul pentru depunerea avizului. Nu, este ăsta cum să vă scriu, este prevedere imperativă din lege să depune în termen de 30 de zile, în diferite situații. Că asta este activitatea comisiei, în principal. Da, da, vezi. Deci asta este activitatea comisiei, nu dacă este cazul, trebuie să-l depune fără discuții. Și bine, v-am zis, deci e articolul 125, se completează cu 136, aliniatul 5 și 10. Așa, cum am cerut, aliniatul 3, să cerem abrogare la aliniatul 3, cu raportare la articolul 125 din lege. În cazul în care comisia nu adoptă avizul în termenul stabilit, acesta se consideră în principiu aprobat. Nu există așa ceva. Deci dacă comisia trebuie să depună aviz, fără discuții, favorabil, nefavorabil, trebuie să depună. Da, păi este, uitați, este atribuția principală. Aliniatul 3? Trebuie abrogat, că nu are nicio referire. Adică nu l-am abrogat, nu l-am abrogat. Toar îl picăm. A, da. Îl șterg. Îl șterg, da, scuzați-mă, da. Aici am făcut așa, nu ne-am mai găsit. Articolul 56 am mai găsit. Stați așa. Articolul 56. Da, cu transparența decizională, doamna secretară. Aici nu știu. Aștept și opiniile celorlalți consilieri, cât și dumneavoastră ca aparat de specialitate, adică ca și conducerii, având și aparat de specialitate sub ordine, nu mi se pare corect litera B de la articolul 56, aliniatul 3, litera B. Dar bine, faci și trimitere către aliniatul 2. Se vor respecta următoarele reguli. Aici ați zis transparența decizională, da. Vedeți? Așa.
valorile, termenele de realizare și datele tehnico-economice ale activităților comerciale sau financiare, după publicarea acestora, aduce atingere prin principiul concurenței loiale potrivit legii. Nu, la altceva se referă, dați-mi voie să mă opresc. Deci, consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la inițiativa Consiliului Local în procesul de elaborare a proiectului de actelor urbanice. Deci, noi avem obligația, în momentul în care inițiem proiectul de hotărâre, unul, pe buget, când se aprobă bugetul la începutul fiecărui an, da. Și la aprobarea taxelor și impozitelor locale care guvernează da. Activitatea fiscală pentru anul următor. Este mai logică expresia. Numai un pic, astea două sunt obligatorii de publicat în presă pentru organizarea unei eventuale dezbateri. Deci noi publicăm proiectul și dacă există persoane interesate să vină să discute și să spună, domnule, mie nu mi-a plăcut acolo, mi se pare nerealist sau nu știu ce, deci se poate face chestia asta. Și noi, când suntem controlați de către sunt de acord, compatibilitatea actelor, trebuie să prezentăm acea dovadă a faptului că am publicat. Sunt de acord cu dumneavoastră și apreciez acest aspect, dar uitați, în alineatul 3 altceva se spune. Aceste prevederi nu se aplică în cazul procesului de elaborare a actelor administrative și în cel al ședințelor care sunt prezentate. Din contră, eu, ceea ce spuneți, m-ar bucura să fie așa. Dar uitați că la noi aici, la litera B, altfel spune că nu le prezentăm. Nu avem obligația să le prezentăm. Dar unde e litera B? Eu mă uit doar de moment. Litera B. Da, de la parcă, da. Consultarea cetățenilor. Deci articolul 56. Da, acolo sunt. Consultarea cetățenilor. Nu. Aliniatul 3, litera 2. Păi n-ați spus. Nu sunt, adică păi nu. Eu mă gândeam că e vorba de aliniatul 1, litera B. Și de aia am discutat. Am încercat să le explic. Aliniatul 3, am spus. Aliniatul 3, litera B. După că merge repede și ne mai și vădufăstăcim. Deci articolul 5. Bine, faceți emitere la aliniatul 2. Aliniatul 3, am spus, litera B. Litera B. Nu mă un pic ca să citesc. Dar mai întâi citiți-o pe 2, ca să înțelegeți 3-ul. Deci, să vorbim că ședințele sunt publice. Actele vor fi consemnate în procesul verbal, corect. Actele nu vor fi adoptate, vor fi înregistrate, arhivate, după ca să publice în condițiile de ieșire ale plantului. Foarte bine pe aici. Articolul 3. Aceste prevederi nu se aplică în cazul procesului de elaborare a actelor anumite și celelalte care sunt prezentate. La litera B, valori, termeni de realizare și așa mai departe. Deci dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale potrivit legii, dar nu au rămas în acte administrative. Păi, dar tocmai de asta vreau să spun că nu are... Nu suntem atât de... Un organ legislativ atât de... Oricum trebuie să afișăm. Deci, atunci întreb așa, de ce am pancarte pe acolo cu termen de realizare, termen de execuții, termen de nu știu care, cu bun împacare, cu drumuri, cu tot felul de proiecte locale? Ăsta nu-și mai are aplicare în felul ăsta. Da, e un pic prea... Nu ar fi prea aplicare. E prea pretențios pentru... Nu prea, nu înțeleg. Și eu zic, din punctul meu, ar trebui eliminat. Oricum trebuie să o facem, că noi trebuie să aducem la cunoștința publică, facem un proiect, punem pacarul, data începerii, data finalizării. Da. Cer un pic de răbdare din partea consiliului. Nu mai înseamnă. Dar poate ăsta nu se referă până a fi aprobat și a punere în aplicare. De exemplu, eu inițiez proiectul, aflu prețul, eu nu pot să-l public. Nu, dar nu avem treabă. Decizia deja știe prețul. Trebuie să-l știi. Oricum avem caiet de sarcini, oricum avem... Dar vreți să-l știi, chiar dacă avem. Poate să faci licitații publice, deci nu știu. Acolo se dă minim maxim atât. Eu asta zic. Nu înțeleg caracterul secret a acestei litere. Nu înțeleg de ce caracterul ăsta secret. Datele cu caracter personal ar trebui să... Ăla trebuie, asta e clar. Ăla trebuie să se menține. Ăsta nu se comunică cu publicul, pentru acordul personal. Și obligatorul cu Uniunea Europeană. Dar nu se pune în discuție așa. Și atunci, nu găsesc de aplicare, litera B. V-am înțeles perfect. Deci, alineatul 3... Litera B. Litera B trebuie eliminat. Eu așa zic că trebuie eliminat. Oricum trebuie adus la cunoștința publică, din contră, haideți ca să o spunem pe asta, ne ridică sau ne coboară, cum să spun eu, electoratul nostru, dacă nu.
Haideți ca să o spunem pe aia dreaptă, dacă n-a dat la cunoștința publică, că fac aia, fac aia, fac aia, haideți, ce Dumnezeu, ce avem de ascuns? Da, e perfect de bun simț. Deci bun. Au și ce. Da. La fel, am aici, la fel, cer să se abroge trei articole. Să 57, 58, 59. În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, inițiatorul unui act normativ are obligația, prin intermediul secretarului general, să aducă la cunoștința publică un anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ. Cum? Adică eu, consilier local, dacă promovez un proces ăsta, un proiect de hotărâre, trebuie să mă duc să anunț tot publicul? Prin afișare. Avem site-ul primăriei. Aici vreau să vă spun că avem, prin întocmirea proiectului ordinei de zi, acolo se regăsește pe site-ul primăriei tot ce se dezbate într-o ședință. Avem, scrie la fiecare proiect, scrie, am inițiator pe X, Y și așa mai departe. Și trebuie să mă duc eu să anunț nu știu pe cine. Dar, haideți, nu ar fi o problemă, dar nu-i prevăzută din lege. De la ce să o adaug dacă în lege nu-mi cere lucrul ăsta? De ce să adaugă noi în plus? Așa este. Complicăm prea mult lucrurile. Exact. Ar trebui eliminate 57, 58 și 59. Da, iau ce scrie la 59? Nu, 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 la lucrările ședințelor publice, al Consiliului Local, se va face în condițiile articolului 37, respectare prealabilă a următoarelor etape, anunțul ședința Consiliului Local se afișează pe pagina de internet sau se transmite așa, cu cel puțin 3 zile înainte de sfârșitul, acest anunț trebuie adus la cunoștință de zi și asemenea așa, se suprapune cu proiectul ordine de zi care trebuie încărcat pe site. A, în momentul în care există participare la, da, am înțeles ce spune. Da. Ne suprapune. Da. N-are sens. Da, mi se pare... Da, o altă modificare, o altă modificare care vreau să o... acea modificare, nu eliminare, la articolul 61 alineatul 2. Nu mă opri, ca să am de timp să fac niște radieri pe aici. Da, acum scrie. Deci, articolul 2 din... Care articol? Ah, da, din articolul 61 alineatul 2. Punctele de vedere exprimate în cazul ediților publice de persoane menționate la articolul 59, care l-am eliminat. Normal, deci are consecință. Așa, rămâne și să o modificăm cu articolul 60, să-l trecem în locul 59. A bine că vor căuta o altă asta e clar. Trecem articolul 60. Președintele de ședință poate oferi persoanelor care asistă, invitațiilor ar trebui eliminat peste tot invitat, persoanelor care asistă și invitațiilor, cum spunea doamna Roman, participanților care practică posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Și aici, să modificăm în loc de articolul 59 care domnul a eliminat, trecem articolul 60. E bine că pică trei articole. O să vedem exact ce vorba. Trecem articolul 60, ca să vedem această posibilitate, dacă nu, fiecare ce vrea să... Am înțeles. Așa, în urmă la articolul 62, am cerut să fie eliminat. Atunci când consider necesar, se poate hotărâ cu majoritatea ca ședințe conduse să fie înregistrate. Păi, dar oricum trebuie să înregistrate. Da. Trebuie eliminat 62. Ședințele din Consiliul Local trebuie să înregistrate tot. Stabilit prin norme legislative, scrie, clar. Da, nu vreau transparent, exact. Trebuie eliminat articolul 62. Pe urmă, mi-am cerut eu aici respectarea articolului 78, alinea 3.4, aici se privește pregătirea consilierilor locali. 78? Aliniatul, da, 78, alineatul 3 și 4. Consiliul Local are obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de Institutul Național de Administrare, așa, sau al sponsor de formare și perfecționare profesională în decursul mandatului, cheltuielile trebuie să la destinate în local, organizate la inițiativă ori în interesul Consiliului Local.
primarul este obligat la alineatul 4 să organizeze anual participarea meciului local. Deci cer să se respecte acest lucru, nu de altceva. Nu mi-arog eu niște drepturi, dar nu vreau să superi nici domnii consilieri și doamne consilieri, dar mulți trebuie să mai capete cunoștințe de administrație publică ca să vadă cum se aplică. Fără supărare, nu vreau să... Asta măsura care își... Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar... Adică să și vrea. Nu s-a făcut niciodată. Nu s-a făcut, dar era prevăzut și în legea veche chestia asta. Este prevăzut. Da. Cine vrea să citească? Și unii să mai duci să-i vrea să alții? Bun, dar, iar la articolul 80... Deci, legat de aliniatul 3 și 4... Cel respectare să se respecte, întotdeauna. Să prevedem un bugetul local pe anul care vine, va veni un nou consiliu local imediat, măcar să nu putem să aibă habar de ce să mănâncă administrația publică. Nu cer ca să mai interpreteze un regim, dar ce să mănâncă administrația publică. Da, am văzut, acum nu vreau, v-am zis, nu vreau drepturi, dar... Fiecare care să pregătești în specialitatea care dorești. Fiecare trebuie să uzăm. La asta vreți. Nu, dar... Să, măcar când discutăm proiecte și ăsta, să știm măcar când discutăm. Să mai spun ceva. Deși le-a trebuit, că ședința e revizată. Deci avea reușit să plecăm noi câte doi pe an. Dacă plecăm, dacă reușim să plecăm, în trei zile la Bacău, chinuiți, du-te vino, du-te vino, pleci la 7 dimineață cu masarul, te întorci la 7. Cred. Poate găsim oportunități. Poate să nu. Cine știe ce avem lucruri mai bine. Dar dacă avea, e bine de spectat. Da. Am cerut tot așa, la articolul 83, să vedem aici, la aliniatul 3. Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte Consiliului Local un raport anual de activitate. Nu trebuie de lege așa ceva, ci doar consilierul local, da. Atât. Consilierul, nu comisia. Da. Trebuie eliminat și asta. Adică aliniatul 3 să fie, pentru că la aliniatul 2 deja s-a făcut referire exact la ceea ce știm pe trebuie. Fiecare scrie în lege. Consilierul local depune individual raportul de activitate, da. Nu pe comisie. Pe comisie se contabilizează din proiecte, din ăsta, să vede ce raport să facă comisia. Preiau 3 rapoarte de activitate și fac unul sau unul. Da, deci aliniatul 3 trebuie eliminat. Așa, completare, deci la articolul 96, doamna secretară, deși aici trebuie să ne însușeară, să-și însușească și domnii colegi consilieri din Comisia Juridică, la articolul 96, aliniatul 2, trebuie, vă rog să completați, 96, aliniatul 2, gravitatea abaterii va fi stabilită de Comisia de Specialitate Juridică, Administrație Publică și Drepturile Cetățenilor. A, deci nu comisia din care face parte consilierul. Ei au atribuții pe această linie. Comisia Juridică, Apărarea Drepturilor Cetățenilor și Administrație Publică Locală. Vă rog să completați la indice 1. Comisia, asta e comisia care se ocupă cu așa ceva. De tribunal, de la Nürnberg. Am terminat. Comisia Juridică. Da. Dacă aveți alte propuneri, veniți pe marginea. Da. Mulțumesc domnului președinte al Comisiei Juridice pentru îmbunătățirile aduse. Bine, că acum acasă, oricând pot fi aduse modificări la regulamentul, oricând se poate face. Da. Supuneți la vot modificările. Alte discuții, dacă mai sunt, la nu, trebuie supuse, da, trebuie supuse la vot. Alte discuții, da, ok. Alte discuții la afara Comisiei Juridice, dacă mai sunt. Nu, supunem la vot modificările propuse de comisie. Amendamentele care au fost cerute la... Cine este supărat pentru? Împotriva abțineri. Deci să aprobăm modificările. Le consider de bun simț. Da. Da. Acum propunem spre aprobare proiectul în formă cu modificările aduse. Cine este pentru? Modificările aduse. Împotriva abțineri. Unanimitate, mulțumim. Trecem la următorul punct al ordinii. Acest proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Bursănești de Zubacău prin stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice și a funcției publice specifice de secretar general al comunei Bursănești. Primarul comunei Bursănești propune articolul 1 se aprobă structura organizatorică a primarului aparatului de specialitate al primarului comunei Bursănești. Prin
stabilirea funcției publice de execuție de consiliere și funcției publice de secretar general al Comunei Mesănești, conform anexului care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică primarul Comunei Mesănești, prefectul județului Bacău, persoanelor alegătorilor funcției publice, li se modifică denumirea precum și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Da, discuție. Da. Deci este o prevedere care s-a introdus în noua lege, se completează o denumire cu o altă denumire. Da. Asta e tot. Da. Alte discuții. Supunem preaprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. În unanimitate, trecem la următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere pentru utilaje buldo, excavator și tractor cu remorcă aflate în patrimoniul Comunei Mesănești, sub actul primarului Comunei Mesănești propune. Articolul 1. Se aprobă închirierea utilajelor buldo, excavator și tractor cu remorcă aflate în patrimoniul Comunei Mesănești, sub actul pentru prestarea unor lucrări specifice către persoane fizice și juridice care solicită închirierea acestor utilaje și care sunt înregistrate în evidențele agricole și fiscale ale Comunei Mesănești. Închirierea se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Aprobă taxa de închiriere. Buldo excavator 120 de lei pe oră, tractor cu remorcă 100 de lei pe oră, închirierea făcându-se pentru minim o oră, pentru deplasări de utilajul de la locul de lucru până la așa, pe lângă tarifele prevăzute la articolul 1, se percepe taxa de deplasare, contravaloarea acestuia fiind echivalentul a 7,5 litri naturină pe oră pentru fiecare utilaj. Taxele pentru prestarea serviciilor se plătesc anticipat la caseria primăriei Comunei Mesănești, iar evidența beneficiarilor serviciului prestat se va ține de către operatorul utilajului, viceprimarul comunii și compartimentul colectare, impozite și taxe al aparatului de specialitate al primarului. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Discuție. Știam că existau un fier între două alea care erau achiziționați prin gal, dar s-au scurs termenul, că și-a fost termenul din acum, nu aveai noi. A expirat de 5 ani, dar... Eu sunt de acord cu toate. Problema este de următoare. Să puteți monta pe aceste utilaje un aparat care indică ora plecării și ora plecării. Nu, dar sunt cu motorinul, oare nu. Cetățeanul care închiriază poate să verifice exact ora la care se pleacă și la care se termină. Deci la el, când a plecat din primărie la 7.30, vine la ora 11 sau... Nu indică asta de adrugeți. Nu. Indică în felul următor. Utilajul când a plecat de la primărie are 178 de ore la bord, da? Da. Când o termină lucrarea, cât are? 190. 190 din 178 s-a lucrat atâtea ore. Hai să luăm un altfel. În momentul în care, așa cum scrie în proiectul meu, încerc permisiunea ca să mă înscriu la în momentul în care eu, cetățean, persoană fizică sau entitate persoană juridică, depun cerere la primărie să-mi dea buldo excavator, să-mi execut o lucrare care, da, mă rog, cum necesită mie, primăria îmi va aproba, nu? Da. În baza cererii spune, la data de cutare, la ora cutare, va fi tractorul la tine. Da. N-ai cum să vină mie tractoristul după ăla sau, mă rog, haide să spunem, muncitorul angajat al primării, să vină să-mi spună că nu știu ce s-a întâmplat, în condițiile în care eu am aprobare. Decât dacă există acele situații de forță majoră, cum am spus, care ăsta se amână, mă rog, dar asta e situația de forță majoră, nu altceva. În rest, el trebuie să mi se prezinte mie, conform, că eu am plătit că buldo excavatorul se închirează după ce plătesc eu taxa. Nu plătesc după aia taxa, nu? Da. Se plătește taxa înainte să percepi taxa. Da. Și el trebuie să învină. Care nu s-a stipulat acolo și era bun să stipuleze. În care, în cazul în care nu se încadrează în perioada, de exemplu, el spune că are 2 ore și el poate are 3 ore. Atunci vine și plătește suplimentar. Da, se completează. Da, cererea este exact.
problema este, eu cred că ar trebui reglementată altfel, să se întocmească un proces de pas la începerea lucrării și cu ora când s-a terminat lucrarea. Păi cumva, și să nu ia folosințe. Păi da, trebuie să facem un proces verbal, domnule, cum l-ai luat acum, când ai terminat lucrarea? La ora X. Semnezi frumos și ai plecat. Dar nu are niciun rost să ne complicăm. Bazul utilajul are la bord un ceas mai bine. Care măsoară exact câte ore s-a lucrat. Corect. Dar și ce cele mai este estimativ. Deci omul poate spune că nu-i dat stricat, nu? Tu îi dai... Dar el nu registrează ceasul acesta. Dacă el nu funcționează, nu registrează. Marcii ceasul. Deci dacă domnul îi opri, ceasul e primăria. Și să-l predați și în baza unui proces de bază. Dar nu-l predăm, el dă cu operator. Se ia din primărie prea. Da, dar nu o trebuie să știți asta. Dar cu ceasul. Acum, cu responsabil să vei relași. Cu responsabil, nu, cel care are nici o absolut. Nu v-ați lăsat sâmbătării. La 7.30 pleacă din curte, are atâtea ori la bord, 800 de ore. Până la ora 11.30 are 4 ore. 804 ore. 4 ore o plătești cu omul. Asta e litere de lege, nu? Când s-a ajuns de tractorul acolo și o lucrat 3 ore. Deci s-a plecat din curte. Asta de ori, pentru că funcționează și pe drum. Ce se mi-e lor, băi, nu-i motorină sau pleacă deplasare? Dar nu motorină, nu. Așa se lucrează. De acord? Nimic am potrivit.
O să vedeți, o să vedeți discuție. Că dacă au lăsat un putar rog, eu am făcut deplasare. Domnul Georgescu, să faci o cerere, să se explică concret și în clar. Cred că nici conducerea primării nu dorește să încarce de Doamne ajută să vină curte de conturi și nu știu ce da. Mai bine pe aici în control. Așa, nu cred că nimeni vrea ca să se întâmple așa ceva. Automat că trebuie clarificat cât mai bine. Vine omul, ce, cum și unde. Vine omul și spune am de lucru două ori. Și el are de lucru o oră jumătate. De ce să iei bani? Omul vine și zice am patru ore de lucru și el lucrează șase. Aici este, stați un pic, sunt avantajele și dezavantajele unui contract de prestări servicii. Dacă șoferul se pricepe și lucrează mai repede și s-a făcut lucrarea într-un timp mai repede decât ai estimat tu, îți asum, să zicem, condițiile de contract. Dar cine face contract? Haide. Să duci la o intervenție, cine mai face contract? Să știți, în față, în lege spune, în lege spune, închirierea se face pe bază de contract. Așa, așa spune legea. Dacă vi l-aș dau domnul Miron, ce s-a terminat? Este la parte de lucru. Nu vreau să complic lucrurile. Închirierea, conform legii noastre de aici, se face pe bază de contract. Corect. Concesiuni, închirieri, dar în folosință gratuită, dată și la... Și contractul ăla se poate stipula. O lucrător care o oră se poate stipula. Așa este. Păi în poate se face în baza unui contract și să facă... Da, dar nu o să fie un contract tip foarte simplu în care se stipulează exact niște condiții. Și ți-a un contract nu să spui că se lucrează exact o oră și un sfert, nu? Sau două ore, poate să lucrează 3 ore. Ai făcut procesul verbal după aia, că s-a făcut... Și procesul verbal normal se face după aia. Dar un act adițional. Dar contractul ăla, asta e oriunde vă duceți acolo. Dacă e să facem un contract tip, poți să spun. Ce spune așa? Închiriatorul, sau cum să spun, este obligat să ajungă la timp, să le dă... Un contract, prestări, serviciu sau orice contract civil are 4 părți. Furnizorul, subiectul, obligațiile unei, obligațiile celorlalte. Și eventual clauze care pot apărea. Da. Asta e tot. Da. Și... alte discuții. Da. Hai că așa discutăm pe legea. Supunem la vot. Supunem la vot cine este pentru? Da. Sau la cine? Până la nu de 14, luna octombrie. Da. Dăm cuvântul, domnul primar, pentru ultimul proiect. Proiect de hotărâre prin aprobarea execuției bugetare la trimestrul aprilie pentru anul 2019 a Comunei Pustărești Sâmba Cotinoară de Comunei Pustărești propune. Articolul 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pustărești Sâmba Cotinoară la trimestrul aprilie anul 2019 conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei prin compartimentul financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarului, Consiliul Local al Județului Bacău, Administrației Județene Finanțelor Publice Bacău, Trezoreriei Onești și Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grina secretarului Comunei conform dispozițiilor generale. Și avem aici la finele trimestrului al treilea 2019 avem la bugetul local venituri în sumă de 4.471.497,29 de lei și cheltuieli în sumă de 3.356.818,85 lei. Adică aproximativ un excedent de aproape 900 de lei. Da. Asta e bine. Mai mult de cheltuieli decât... Da, avem ajuțini cheltuieli cu venituri. Asta e bine. Este o balanță care e în codul. Un avantaj. Pozitiv. Da. Dar discuții, vă rog. Excedentul, dacă s-ar putea folosi pentru utilitățile comune. Se vede caracterul primarului. Aici, dacă s-ar putea folosi. Pentru? A zis? Utilitățile comune. Utilitățile comune. Pentru comun, în general. Utilitățile în sens... Utilitate, poate. Da, multe sinonimi, doamna secretară. Fiecare trimestru trebuie să aprobăm execuția. Știu. E prevăzut de lege. E prevăzut de lege. Trebuie supus aprobării Consiliului Local în fiecare trimestru. Spune la vot. Da. Facem discuții. Supunem la vot cine este pentru.
împotriva, ținem. S-a expirat ordinea zi cu proiectele, trecem la diverse. Am să încep pe doamnă Mătrebescu. Da, doamnă... Mai domnul Vici, un raport către județenii, suntem 16, la Sanctu Gheorghe, la Pod, aveți distanță de la apă și până la bară, sus la beton, 1 metru sau 1 metru. A venit balatul și a fost dat, apoi a venit până la fost urmat, dar e bine să facem din timp. La apele, la apele, la apele, unii este înălaltă, dacă se cumpără și vine apa mare, să știți că părintele nostru au dus și copilările. Și atunci ar trebui, dar l-am scris la toate, că ne-au făcut de acum, un an de zile v-am făcut raportul ăsta către dumneavoastră, către dumneavoastră, că aici omul e cumplit apă. Avem acum 5 ani de zile când eram în stadiul meu, am făcut toate astea pe teatru românii, au venit acolo și l-am, și l-au zis că e pobre, strâng, noi suntem obligați să ne acoperim cu urtii. Da, a doua problemă, am cu domnii consilieri de la Albele. Am fost la Albele și am întâmplat o chestie care nu mi-a fost. Domnul Lazar știi cum a fost și el, cu parohia de acolo aveți 110 milioane și dumneavoastră nu vă interesați deloc cu consilierii de acolo, dacă scuzați expresia. Eu la pomană n-am fost promisionat. M-am s-a mâncat și-am băut și am plecat acasă. Aveți 110 milioane și puteți face la biserica aia cu consilierii, să mănâncă între ei, să ceartă între ei. Consilierii bisericești. Consilierii de la biserică. Care a luat blocat și mă folosi părintele de acolo. Domnul Lazar era cu mine în curte. Păi nu se poate așa ceva. Dumneavoastră vorbiți cu oamenii că sunt consentei cu dumneavoastră. Domnul Preda, cred că domnul Preda, mă e spun corect. E discutat cu consilierii de acolo la biserică să-și ridice bani, domnule. Fac acolo o banată, ceva unde să încălzească lumea, o mâncare. Deci să facă ceva. Eu cam atât am. Domnul Preda. Deci, în primul rând, cu pământul acolo de peizaj. Da. Să luați părețele astea care au rămas astea la pământul. Pe mine nu putem lua. Bine, așa. Și iar o problemă este, nu ăștia, la grupul din Machi. Grupul Achi. A. Nu mai dați de numele. Așa. Operatul am înțeles. Așa. Am înțeles, din pe timp iar nu poate să mai... Nu așa. Și cetățenii care fac naveta la Târgu Ocna și inclusiv părinții copiilor care merg la liceu. S-a format un tabel cu seria de buletină și așa și se vedeau la murire. Mai bine ca să știi că îi trezăm pe timp de iarnă, fac în ăsta, dar copiii ce fac la școală? Bine, dar lor ce nivel transmis și o pierdă spus? E mașina care a circulat până acum. Așa. Ai văzut cea care e motorul ăsta și acum are altul. Și alea au zis că nu poate să urci găreau. Și eu le-am mai spus, bă, zic, n-are cum. Păi domn județ, să ne ajungi de spornă. Până nu urmă, dar nu putem... Eu am sunat. Asta este. Deci, într-adevăr, subscriu și eu la ceea ce a ridicat colegul. Nu poate. Deci, totuși, deocamdată se circula la nivel de zvon. Într-adevăr, s-a emis zvonul ăsta. Nu va mai circula autobuz de relația de Bogna-Brătești. Deci, da. Așa s-a emis. De către șoferi, într-adevăr, s-a emis zvonul. Nu ceva oficial, da. Deocamdată. Și vă dați seama, cetățenii intră în alertă, că este firesc, așa cum spune și colegul, avem navetiști care lucrează, sunt elevi. Nu, nu este. Că a fost până acum, nu mai este niciun șofer în satul nostru. A fost până acum, și-a luat un concediu de creșterea copilului, și acum vin niște șoferi asigură, din câte am înțeles eu, din traseele Slănic-Moldova-Târgu Ocna și nu știu dacă mai din altă parte. Așa, și asigură, adică suplimentează cu acei șoferi. Probabil este costisitor și pentru ei, când automat programul este mult mai încărcat. Lipsă de șoferi. Nu știu. Probabil, da. Nu știu. Lipsă de șoferi astea, domnul. Din cauza asta, probabil... Noi acum, dacă facem adresa, ce spunem? Că
s-au stipulat de către șoferi sau cum ne adresăm? Noi suntem așa, zvonurilor care circulă în spațiu public, solicităm să ne comunicați, dacă fi relația, tot cu oamenii apreteze. Îmi puteți spune cum s-a scos autobuzul de la 6 la Mărțăne? Prin faptul că nu mai sunt evident, schimbul de... Nu, a scos din cauza formului. Care e numai o mașină, când are timp să ajungă la timp, să vină cu 6 jumate. Trebuie să ai o mașină, trebuie să ai... Adică cum? Un șofer trebuie să facă toate curse, tot e vină, tot e vină. Și dacă întâlne 5 minute, nu mai face o curse. Nu mai sunt evident schimbul 2. De asta s-a scos, nu din formă. Nu cine ți-a dat timp. Sunt evident la schimbul 2. Cine a zis că mai sunt evident? Nu mai sunt toți copiii învață de mine. Sunt dragă, toți care sunt la schimbul 2. Cum nu sunt? Vin cu 7 jumate, vin cu astea. Cum nu sunt ele? Poate nu este la Caracol. Deci la Caracol sunt doi copii care... Nu citeam la Caracol, dar nu este la Caracol, de acum aș putea să vezi cum este sufin. Problema aia este complicată. Eu totuși am mai participat și am mai spus în ședință. Domnilor colegi, haideți să facem, nu știu, o comisie să se ocupe. Să facem o informare către operatorii de transport public de persoane. Putem merge pentru transportul elevilor să se constituie o cursă specială, cum este de la firma care e la Oraș. Nu dau nume, că na, așa este. Pentru o concurență loială, nu se dă numele. Și apelăm la firma aia care face și la Albele, am înțeles, și din zona respectivă, care face transportul în condiții speciale pentru ele. Asta nu trebuie ajuns și să nu trebuie ajuns. Trebuie către Comisia de Licență. Ei aprobă. Dacă nu propune, din Consiliu... Nu s-a prelungit licitația. Nu trebuie unul pe care altul. Și îi sărace să mai acorde unul pe altul ca să ne ieși în liber. Nu poate, un singur om... Ei nu sunt plăcești de un singur șofer. Îi plătirea tot un singur șofer. Și să mai acorde și să... Pentru că și șoferii vor treaba asta, îmi cer scuze din interviu. Deci, și șoferii în chestia asta i-au trimis pe ceilalți acasă, că îi vor să facă câte unul pe traseu. Mai este o altă problemă. Nu e nici clar, pentru cum să lucrezi tu noapte de noapte și chestii din fiecare zi, păi tu ce oameni. Deci șoferii îți vin aici, n-am nimic aici. Vreau să mai completez și eu aici puțin. Chestiunile organizatori, ce nu ne privește pe noi. N-are decât firma să își rezolve problemele. A câștigat licitația să-și execute prestația care au stabilit-o prin licitație, da? Dar trebuie făcute niște informări și din partea noastră. Deci nu neapărat că trebuie... Noi nici nu știm dacă ajung informările la ei. Asta e și... Deci noi hârtie am prins. Nu se face la nivel de, să zicem, localitate aici. Nu, am prins, scăpiți. La firma mamă, să zicem, și dați în termenul ăia care... La firma mamă trimite. Acolo trebuie să trimite. Acolo am prins și nu avem niciun răspuns. N-am niciun răspuns. Scopul nostru. Eu am sunat la ei la Târgoviște, mi-a răspuns o doamnă. Scopul nu este să... Mai mult m-am luat la Mișor. Deci singura șansă să rezolve asta este la Comisia de Licență. Strângem semnături din toate satele. Strângem semnături din toate satele și trimitem la Comisia de Licență. Cum am crezut noi, da? Filmăm privațele din transport cu zbrouă în ele, cum intra cu tine așa. Aici degeaba, la Consiliul Județean, știi și domnul Petru, că amândoi am sunat ca doamna Bărbuzică, mă chiamă. Am vorbit cu ea de teori. Degeaba. Dar nu-ți răspunde, dacă încep să îi reclam ceva, cum trebuie să nu-ți mai răspunde. Deci la protecție consumatorului să vină la protecția consumatorului să vadă cum se merge cu acasă de consumatorului. Bun, mai departe. Și mai am o problemă, mai sunt niște, dar pe zona Hordea, punctul Chioar Vasile. Știu. Chiar despre urmă. Știu, dar mai trebuie verificare. S-o ați știu acum, da. Avem care situație, trebuie să vorbim. Ce se întâmplă? Da, noi avem o societate care face toate astea, dar nici ei nu pot să, pentru un singur bec, să dezvolte o singură echipă. De ce se întâmplă? Au și ei și alte lucrări. Ei spune așa, bă, lucra respectivă, ei fac asta. Regles și asuri, schimb mai fac aia, fac aia. Nu pot pentru fiecare bec. Automat, când s-o așa, da. Chiar ca să... Ca și eu, în momentul când plătesc, vin cu o factură de 5 lei, sau de știu eu de cât vin.
Deci nu pot pentru orice bec să gata să chem. Eu îi chem, dar îi spui, bă, e un bec. Hai să am până ca două, când viu, să nu fac ceva. Situația adică este problema lui. Dar nu vorbim unul pe care menteranța nu plătim pentru asta. Menteranța o plătim pentru reglația subreglarele ei. Chestii de tot ce e în cutia aia acolo. Pentru asta, că e menteranța aproape că e simbolică. Dar problema e că intervenția trebuie să plătesc. Dar noi trebuie să strângem. De multe ori, ca să facem o factură, am zis, băi, hai, mai întâlnim de o lampă, mai punem un cap în altă parte. Cât poate să-mi ia un bec? Acolo se văd. Da. O să vedem. Am înțeles, nu e unul noastră. Nu e unul noastră la care am plăcut. Așa, nu am plăcut. De ce se întâmplă? Eu trec, băi, luați 5 becuri, gata, imediat vine. Dar problema este, trebuie oarecizat pe uliță care e de la casa parohială, să scând, da? Acolo faceți comerul. Deci acolo când bate vântul, de siguranță iluminată partea asta. Ziceți la... ulița către ce? Către dumneavoastră ce? Știți, fără să mai spuneți. De la... ulița de la Mici până la... Nu? Da, la Dumneavoastră. Până la... strada Nicolae Titulescu. Strada Nicolae Titulescu. Și la oameni. Și unde faceți lucrul? Până face... Cam idee noi, Romani. E o casă. Am rămas în parte, vreo câțiva. Paraje. Și acolo sunt niște casă. Să acum ne-am doarit la urmă. Deci în piedică iluminată cu da. Deci acolo când... Vizualitatea lui? Da. Îți fie de mai lungi, un pic și un pat. Deci acolo când bate vântul, imediat îl dă afară din... Și de asta se întâmplă, când... Ați cam am spus. O întotdeauna. Da. Dacă mai plouă un pic, o să mai plouă, mai trebuie un pic de intervenție la... Formează, la prima ploaie. Ce trebuie? Intervenții la drum. Deci încep să apară primele găuri în drum. La orice ploaie. Și acum și cu predarea de la Silvic către noi a drumurilor cu poduri. Deci suntem în modalitate să prindem cele două poduri care nu sunt cum le prindem, să nu spunem după aceea când avem cele două. Cum a fost problema, n-avem activ pe drum și zici, bă, dată drumul cu un pod, dar celelalte două nu avem activ pe el și nu putem face nicio lucrare. Ba da, se va face. Dacă să facem... drumurile ele sunt prinții de asta podurile în evaluare făcută de anul trecut. Deci sunt. Să fie treaba, în regulă să le introducem... Să facem iar evaluare. Să le introducem ce este ca lumea invezat domeniul public și inclusiv cu cele două entități din afară și cel predat. Ca să fim în regulă. În caz de... putem să mai facem ceva lucrări. Avem? Da. Domnule. Singurul lucru care vreau să-l aduc în discuție, adresez domnul primar, domnul primar, adresa aveți în vedere că vine anul București, să fie pregătit materialele antiderapante pentru dezăpezirea anulărilor, să nu ne mai confruntăm cum ne-am confruntat de fiecare dată, ne ia prin surprindere. Am luat am adus antiderapantul la Plătești, am luat... Prelucrați și angajaților primăriei care se ocupă cu utilajele astea să intervină în mod oportun și optim. Că sunt obligații, adică în primul rând dumneavoastră, cât și noi, să deservim cetățenii comunei noastre. Și să-și facă treaba fiecare pentru funcția care este pus. Atât. Da, Silvia. Da, știți cetățenilor comunei, acolo unde se fac lucrări, să lucreze, nu mai sunt de pare, nu mai este aici. Am vrut să facem ceva frumos, vedeați, să fie strâng, să fie... Deci am văzut pe lucrări, eu când vine cu Eva Palu, strâmbată. De exemplu, la Brătești. Da. Nu trebuie să-i par și eu strâmbat acolo, aș pari. Hai, dacă facem ceva ca lumea și de asta, să le menținem frumoase, nu să le stricăm de la bun început. Păcat. Îți banii cetățenilor, îți facem banii noștri. Banii noștri a tuturor. Nu știu dacă ați văzut faza pe Facebook. În bară, nu știu pe ce, nu în bară, într-o incentă de bloc. La Oituz, dacă nu deci au uns tot ulea. Tot. Bani. Trotuare. Tot. E campanie și acum în campanie fiecare să înțeleg care mai clar, care mai șmecher. Deci am lăsat să se facă în joc pentru copii. Nu pot să vă mână așa cum se întâmplă. Da. Mai am trei. Ba. Nu să vă mână așa. Nu ce se construiește. Hai să nu te mână. 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 Nu te mână.
nu-i simplu. Deci să nu se mai... Distrugeți ce se construiește. Asta fiecare și educația. Da, și așa și așa. De care asta s-a mântuit vorba? La ce am revântuit concret? Ce-i domeniul public? Domeniul public, de era să-mi bați stăpte. Toți sunt de ăsta, mă. Mă rog. Domnule, trebuie să trag, trebuie să fac ce față. Nu neapărat, mai degrabă de greutate. Zi. Da, dar nu am întrebat dacă cum vine să facem. Pentru că sunt doi juriști aici, am o singură întrebare pentru ei. Dacă sunteți drăguți, sunt dat un răspuns. Nu, acum am ajuns la următoare. Cineva a ocupat terenul domeniului public. Hai, domnule, spune concret. Păi vă spun, pe asta spun. O ocupat terenul. Da, s-a modificat codul, știu care treabă, de la știu. Nu, nu. S-a modificat codul de procedură. Are voie să fie teren în altă parte, dublu sau... Asta e lucrurile. Are voie el. Deci, stați așa, a ocupat cine? Instituția statului sau primăria? A ocupat domeniul public. Primăria. O cetățean. Adică să fie la zonă ăla. Cetățean a ocupat domeniul primării. Terenurile aparținând domeniului public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. Cum e stabilit? În inventarul care se comunică la nivel de guvern, așa rămâne. Bun. Eu vă spun că la nivelul o da pentru terenul public. În cazul nostru, acum a plecat să schimbi discuția. Da, bărbate, în domeniul public. Mai după cum schimb. În domeniul ceas în privat, așa să vă răspund. În domeniul ședința și după ce am zis ca să vă spun și cazul nostru. Da, după noile modificări din codul de procedură civilă, spune așa că toate titlurile executore izvorâte din drepturi reale se prescriu, adică mă refer la hotărârile judecate care se dau la instanță. Orice titlu executor stabilit printr-o hotărâre judecătorească se prescrie în termen de 3 ani, asta se referă la drepturile reale. Drepturile reale sunt acele drepturi care se transmit proprietatea de la un individ la alt individ. În cazul nostru, cum avem aici și care tot ne bat în capul de atâta timp, spune așa, titlul executor izvorât dintr-o sentință de judecată care privește drepturi reale imprescriptibile, se prescrie în termen de 10 ani. Însă, deci autoritățile locale sunt obligate să redeschidă procesul, în cazul în care a expirat acest termen, și fără să se opună autoritatea de lucru judecat. Adică, așa spune autoritatea, excepția asta de autoritate de lucru judecat, se traduce în următor. Nimeni nu poate sta în justiție de mai multe ori pentru aceleași fapte, având același subiect, aceleași părți. N-are voie să stea de mai multe ori în justiție. Adică, de două ori, trei ori și mai departe. Asta înseamnă autoritate de lucru judecat. Ei, în condițiile în care avem dreptul, cum e cazul nostru de aici, autoritățile locale ale noastre sunt obligate să redeschidă procesul că, la momentul ăsta, conform noului cod de procedură civilă, s-a prescris, are obligația să redeschidă procesul pentru ca acel teren să redevină în domeniul public. Dar să redevină pentru că s-a prescris un termen. Doar atât. Nu că să va șterge vreodată. Nu se șterge niciodată, ca să o spun pe aia treabă. Deci ca să înțelegeți, nu se va șterge niciodată. Numai că aici se va naște iar o problemă. Dacă ai avut o sentință de judecată și nu ai pus-o în executare, avem o sancțiune penală care se cheamă abuz în serviciu. De ce n-ai ai pus-o în executare în termenul prevăzut stabilit din instanță? Nu orice aceea, nu are niciun... Deci aici este problema. În condiții de față, ca să nu mai avem cazuri în care sunt și tot ne batem cu capul de ele, că m-am documentat pe lege, asta trebuie făcut. Redeschis un proces în care instanța nu poate să ne opună nouă autoritatea de lucru judecat. Deci va trece și va judeca încă o dată acea situație. Mulțumesc! Am ajuns și la mine. Haideți să aducem mulțumire echipei de fotbal pentru că ne reprezintă acum cu cinste. Merită să îi sprijinim și în ediția următoare. În ediția actuală, de fapt, dar plata se face la începutul anului și au nevoie de la începutul anului. Ne reprezintă cu cinste. Sunt în locul 4.
Deocamdată au rezultate foarte bune și merită felicitări pe toți medicii. Seria totuși. Așa. O altă problemă care am aplicat-o mereu și care ați văzut acum la Răcăuți, rezerva de apă. La Răcăuți au ars casele pentru că nu au avut apă. Pompii au trebuit după la unești după apă și batem pe loc pasul cu apa de rezervă pentru pompieri. Am mai discutat odată. Haideți să-l rezolvăm. Domnul președinte, am mai discutat odată și așa am convenit toți consilierii locali că proiectul va fi implementat până în 2020. Dacă se implementează sau nu, nu știu în care se cauză. Bazinele pe care am zis noi să punem pe bazin să fie cu apă pentru... Deci la Brăzănești este bazin. La agricultor. Bine, la agricultor. La Brăgești trebuie făcut unul betonat, îmi zic ești meaua aia. Sunt betonate, sunt de fibre de sticlă. Surplusul din chestii. Să-l captăm. Adică cum să spună, este la agricultorul, dar este pe domeniul public sau este în proprietatea domnului? Proprietatea lui. Deci nu este obligat să dea în cazul ceva. Nu este obligat. Nu are obligat. Am făcut un contract. Alte discuții dacă mai sunt. Declarăm cerința.